Pe scenă au evoluat soliștii vocali de aici, de la noi și România, interpretând cunoscutele romanțe și cântece de pahar, iar publicul spectator s-a delectat cu melodiile precum Pe lângă plopii fără soți, La fereastra cu zorele, Lume, lume, Căsuța noastră și multe altele. Sala și terasa castelului Dinecica a fost arhiplină. Da, cum am și spus, terasa a fost plină, am avut două videobimuri, am avut amplificare, sonorizare și afară pentru toți spectatorii și chiar și înăuntru a fost, până la ultimul scan, a fost tot plin. Deci cred că a fost în jur de 300 de oameni care au fost prezenți la acest concert. Cum te-ai petrecut în această seară? Foarte frumos, am cunoscut noi prieteni și sunt foarte bucuroasă că am participat chiar de prima dată, sunt debutantă și sunt foarte bucuroasă că am participat la așa fel de festival. Care sunt impresiile tale privind prezentarea ta? Păi eu într-una am puțin emoții. Toți cei prezenți s-au declarat mulțumiți de ceea ce au văzut pe scenă, multe dintre piesele interpretate aducându-le aminte de vremurile din tinerețe. Cu un reportaj mai amplu de la ediția 4-a Festivalului de Romanțe și Cântece de Pahar, vom reveni miercuri în blocul de program Bună Seara Voivodina și duminică, 12 iulie curent, în emisiunea Teleclub de la ora 21, când transmitem în întregime concertul din Castelul Dinecica.